O victorie după două meciuri pentru CSM Făgăraș. Cum apreciezi evoluția echipei în aceste două jocuri? Astăzi a fost puțin mai greu pentru că ieri i-am luat la trântă între ghilimele cu Dinamo și s-a văzut un pic, dar până la urmă este bine că am reușit să accelerăm puțin în repriza a doua și pe final de meci am gestionat mai bine și am luat cele trei puncte care sunt importante pentru noi. Crezi că dacă îi prindeați pe ceva mai proaspeț, ați fi avut mai multe probleme? Și ei au avut aceeași problemă ca și noi, pentru că am impresia că și ei au fost puțin obosiți pe final de meci, pentru că s-au întins și ei destul de bine ieri cu Steaua și au făcut un punct. Și punctul acela care le-au făcut ieri le-a dat încredere și mie mi se pare că astăzi au jucat puțin mai bine ca și ieri. Nici noi n-am mai avut ritmul care l-am avut ieri și de aici a ieșit un meci... Un meci frumos pentru cei care au urmărit partida, dar cu destule emoții pentru noi. Va urma un turneu cu și mai multe etape, cu 6 etape. Cum crezi că vă veți descurca? Nu avem ce face. Astea sunt condițiile și în situația asta trebuie să jucăm. Pentru mine, atâta vreme cât toate echipele joacă după aceleași reguli, nu este niciun fel de problemă. Bineînțeles că este greu. Trebuie noi ca și antrenori să găsim tot timpul soluții și să ne adaptăm la ceea ce urmează. Important este că în sfârșit jucăm și important este să terminăm campionatul pe teren așa cum își dorește toată lumea.